sunteți cine rău. Dacă nu, sunt texte pe care am scris pentru acest actor, Olivier Comte, care este consider un mare actor francez, care am de multe ori, așa și am pe de atâta. Și a fost în România, iubește România, a fost așa spre Dâncul, Aticină, a Sibiu, a fost de două ori, a fost de la Mignon. Este o poveste de plău bătrân și el, Olivier Comte, care o companie privată, are o uriașă, cum să vă spun, în acest moment, are o companie care face actori poetici, în sensul că se vorbesc de ce actori și niște țevi lungi suflă poezie la urechile pregătorilor. Este o manieră de a produce poezie în demența orașului. Și când în când deci organizează descine sau operațiuni comandă poetice. Imaginați-vă o bulgară, o gheașă, în care toată lumea fuge și ei îmbrăcați oarecum dorășul special, așa, cu niște țevi așa și din când în când, ah, opresc pe cineva, le putește la ureche înseamnă și despre poezie. Ca să le amintească lumii că totuși... Deci asta e un fan de Sărânț, care a avut un succes enorm și care ce trebuie de la Sărânț. Era și un loc al lui, încă de hală uriașă, care creează spectacole de poezie, care ce sunt lucrări sau de poezie în alte condiții fiind și tot așa. Deci este transmise individual. Deci spectatorii vin și așteaptă din când în când să li se ridicească de o veche, poate, înseamnă, în care îi se spune că este spectator. Asta e simplu, de face așa. Dacă are cineva vreo întrebare... Ce poezie citește? Ce poezie? Poezia lumii. Depinde din poezia românească, citește mult din Gerasim Luca, care a scris de altfel în francez o poezie absolut extraordinară. Și îl folosește în acolo. Ioana Crășulescu, care este aici, va monta împreună cu acest actor pe care îți vedea, Olivier Comte, un spectacol care se duce în Japonia, după Brecht, Regele și Cerșetorul. Mai va fi Regele și Cerșetoara. Nu, invers. Cerșetoara și Imperatrița. Iar Olivier Comte l-a jucat într-o piesă de-a mea, Istoria Comunismului Povestitului de Balame Mintac, toți care în prima în Franța, și aceea într-o piesă montată de Pedro Bulgaro, cu actor francez și și aia ce asta ca să știți cum sunt situații. Sunt la discuția noastră pentru cei care vor să aibă o semnătură la grană. Să le găsiți aici. Să le găsiți acolo. Vă mulțumim. Vă mulțumim și...